La școală nu greșești. Nu greșești că e rușine, nu greșești că e urât. Doar tu nu ești. Atunci am decis că dacă nu mă vor lua ei în serios, mă vor lua eu. Iar din acel moment, experiența mea legată de învățat să-și cumva să fac. Atunci am decis că dacă nu mă vor lua ei în serios, mă vor lua eu. Iar din acel moment, experiența mea legată de învățat să-și cumva să fac. Ne învârtim sute de zile într-un simulacru al disperării, prefăcând conștiința individuală într-una colectivă. Mi-am găsit un sprijin în scris, în cursurile de limbi străine, în tradus, în sport, în orice altceva în afară de ce ar trebui să fac ca elev. Și îmi place, însă nu sunt singura, ceea ce înseamnă că nu noi elevii suntem niște manechine disproporționate, ci sistemul de învățământ este costumul rigid, ridicol de rigid. Bineînțeles că vreau să se schimbe ceva. Școala este deprimantă, învechită și parcă s-a săturat de elevi. Ceea ce simt eu acum este că toți cei care se ocupă de asta ori sunt dezinteresați, ori sunt depășiți de situație. Atunci am decis că dacă nu mă vor lua ei în serios, mă vor lua eu. Iar din acel moment, experiența mea legată de învățat s-a schimbat total. La școală nu greșești. Nu greșești că e rușine, nu greșești că e urât. Doar tu nu ești prost. Vrei să te ia oamenii de prost? Nu, atunci nu greșești. La școală stai în banca ta, înveți ce-ți dau să înveți, nu pui întrebări, că doar cine te crezi tu să iei pe ei la întrebări. La școală nu greșești că nu este timp, nu stă o clasă întreagă după tine, prost o clasă. Poți să te duci să greșești la tine acasă.